Safety, da. Safety scrie cu un greu. Safety. Cum? Safety. Safety. Ăla era. Safety. Safety. Da, Safety am făcut. Safety. Safety. Așa rămâne, Safety. Așa rămâne. Deșeptie în spate. Bineînțeles. Ce palat. E un vintage. Original. Da, mă. 1920. Dar are horn, vezi? Da. Cred că are șemineu, îți dai seama. Bineînțeles. Am ajuns la o benzinărie să luăm niște cafea, ca să ne mai dezmeticim un pic. Și sunt aici cu copilul, cu grăsanul, adică copiii sunt la cafele și adulții au rămas în mașină. Bravo. Bravo. Se iasă și Dede. Am ajuns în Arad, a plouat până acum și este tare frig, dar ne-am oprit un pic la un exchange, la, mă rog, la Manetru și ăsta. Important este să aibă forinți, că v-am zis, ne-am avut de unde schimba în București. Așa că aștept să parcheze individul, după care mergem să luăm, să luăm forinți, să schimbăm bani, că na, trebuie și niște cash. Dai acolo, Sergiu! Mulțumesc frumos! Normal, aș zice neața, dar nu mai e cazul de neața de multă vreme, pentru că e aproape 3 după amiaza și suntem super aproape de Budapesta, însă mai avem aproximativ o oră și zic super aproape pentru că e trafic. Adică dacă n-ar fi trafic o să am ajunge super lejer, dar fiind traficul va mai dura aproximativ o oră. Plouă, e destul de urât afară, sper să se amelioreze vremea pe parcursul zilelor, dar important este că am ajuns. Cu ocazia asta v-am pus și în temă, știți acum cu siguranță unde suntem și abia aștept să ajungem la cazare ca să ne despachetăm, pentru că drumul este destul de lung, chiar dacă n-am condus eu, chiar dacă n-a condus mama, dar drumul este destul de lung și e nevoie așa de un duș, de o refreshuire, de un pic de somn. Eu am și ceva de editat, deci va fi superb. Hello, darling! Stai că te învăț eu, că știu și eu limpezi. Hello, darling! My name is Andreea Balabane, în București. Da, mă! Aproximativ Budapest. Da! Cum o să fac? Da! Cum sigur să? Cred că o să înțeleagă tot. Bine ați avut Andreea Balaban. Așa. Parașul. Mă, aici chiar nu înțeleg. Păi te pare. Parașul. Nu-i zicea drumul. Dacă aș mai face ușa o recapitulare, doar să citesc. Nagyu Kyoroshi. Da, mă. Nagyu Kyoroshi.
Ungaria, România. Acolo la vulturi. Unde sunt vulturii aia doi? Eu am zis mai pe mijloc, unde la castron în cap. Nu, tu stai pe vulturul din stânga, eu stau pe vulturul din dreapta. Intervine cu biciclete de bună, sta tot așa cu tu pe aici. Da, mă. Bietul de el. Are și el casă. Da, mă. De capul lui. Frumos podul ăsta. Trebuie să facem pod da. Și aici. Cam adidas de aia, de la pufuleți, de la culori. Adică nu e așa... Geanta mă cam trudează, nu trebuie să merg cu geanta. Găsim o sacoșă, ceva, o traisă. O sacoșă de asta de plastic de la mini, de la Penny. Penny Market, pe asta o iau, că e și e uzată rău, știi, și nu sunt o pană. I'm walking around, feeling free. Thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I am ajuns într-un final și mă uit să văd dacă pot cumva să luminez mai mult în acest Airbnb ca să vedeți mai bine. Nu prea. Așa că va trebui să defilăm în felul ăsta. Am ajuns cu o oră mai târziu decât preconizasem noi. Asta pentru că plouă foarte rău și așa cum v-am zis, traficul a fost îngreunat. Tipa care ne-a primit aici la Airbnb a fost ok, dar mă rog, părea un pic deranjat așa pentru că am anunțat-o că veni mai devreme, dar știți cum e cu traficul și mai ales având în vedere contextul și străinătatea, mai complicat. Însă am ajuns, din fericire, ai mei s-au dus jos acum să ia toate bagajele, iar eu am rămas aici să vă fac turul, ca întotdeauna. Și zic să începem din holul clădirii, ca să vedeți cam cum arată în momentul în care intri. Pentru că e ceva, uite, deci asta este ușa. Mi se pare ceva special, deosebit. Așa că, hai să vedem cum facem. Țaca-paca. Arată foarte bine, însă să știți că sunt foarte mulțumită. Deci, asta se împinge. Ok. Cred că aici e casa scării. Ia uite ce scrie la oamenii ăștia aici. Nu înțeleg nimic. În orice caz, în partea asta este casa scării și îmi dau seama că e foarte întunecat. Este 3, decât 3 ora la momentul de față, însă e întunericul ăsta, e cu ploaia și din acest motiv nu se vede bine. Va trebui să mă credeți pe cuvânt, iar mâine dacă am lumină mai bună, filmez și vă arăt și pe lumină ca lumea. Așadar, avem această incintă. Intrăm. Eu unde am venit mai devreme și uite cam așa arată holul etajului. Iar noi suntem acolo, unde vedeți ușa aia deschisă. Voiam însă să vă arăt ceva interesant, întorc un pic camera. Mă uitam că, uite, aici este o clădire, clădirea, mă rog, în care ne aflăm și cu un interior așa. Dar voiam să vă arăt ce am observat eu la grilajul ăla de acolo, de la un balcon la care nu avem acces. Mie mi se pare că feroneria aia este Art Nouveau. Și mi se pare foarte interesant aspectul ăsta și trebuie să inspectez ceva mai bine, pentru că eu cred că asta este o clădire foarte veche, în orice caz. Țaca-paca, uite așa, îmi pare rău dacă vă zgudui, nu este intenția mea. Intrăm, pac, pe aici și arată în felul ăsta. Avem întâi de toate aici un cuier, multe bagaje, o parte, trebuie să mai vine câteva. Aici este baia, în zona asta, cu o cadă. Chiuvetă, oglindă, balaban, de la pior, hârtie igienică, uscător de păr, closetul, mă rog, toate cele. Încoace se află o, și anume de bara, unde să știți cum am bucurat foarte tare în momentul în care am penetrat, pentru că, fete și băieți, mega, există fer de călcat, există și masă de călcat, există și mașină de spălat și aspirator, nu că ne-ar trebui, dar ăla este de culor. După care, în partea asta este un dormitor, uite așa, pac, avem acest dormitor, acolo cred că sunt niște perețele, dar nu m-am băgat încă, nu știu cum le vom împărți, iar încoace, uite așa, cu ne îndreptăm noi înspre zona centrală, avem o canapea unde poate dormi o persoană, cam așa ne vom împărți, iar aici este living-ul, îl mare, masă, scaune, tot acâmul, încoace, bucătăria super mega utilată, cafetieră, cuptor cu microunde, cuptor din ăsta la alt, cred că tot o cafetieră sau ce e acolo, un prăjitor de pâine, iar încoace avem frigiderul, știu că vă interesa mult, canapeaua,
cu niște perne din astea drăguțe de catafea. Aici este un geam și să vă arăt și priveliștea. Uite cam așa, în momentul în care scoți, mă rog, sau te uiți pe geam, că nu poți să scoți capul. Arată cam în felul ăsta, suntem la etajul 4, clădirea din față e foarte frumoasă. Căldura, să știți că e foarte ok și se poate regla, adică e bine pentru o friguroasă ca mine, e bine. Încoace avem o plasmă, priveliștea, uite așa. Iar în partea asta este un dormitor unde mi-ar plăcea să stăm noi, eu și individul, dacă se poate. Am și dulap aici, cu oglindă, deci tot ce vrei și ce nu vrei. Mie mi se pare foarte fain, e mare, e spațios, e călduros, e curat, e relativ central și chiar n-am de ce să mă plâng. Ce nu înțelegi? Ei, am terminat acum ce avem de lucrat, am postat și eu vlogul din seara asta, am și mâncat un pic și toată lumea e obosită în principal, dar cred că o să ieșim un pic eu și mama, băieții rămân acasă și noi o să mergem un pic prin oraș, să vedem, prin apropiere vă dați seama că trebuie să luăm câte ceva, niște apă, niște suc, niște pâine și eventual ne mai învârtim pe aici fără mașină, doar așa ne plimbăm, acum depinde și ce pula e o să fie, că e cam. Hai că m-a destupat mama până la urmă, eu v-am arătat prin geam ce era aici, dar de fapt se pare că se putea deschide. Uite ce vă ziceam cu fierul ăla forjat acolo, cu arnul. Sper că vedeți mai bine acum. Deci curtea interioară este imensă și cred că sunt mai multe clădiri conectate între ele. Paca, paca. Face poze. Iau ce balcane au. Sunt mai alate balcanele de da. Sunt conectate cumva. Cine a făcut clădirea asta? Nu, se vede că e ceva gândit și făcut de un om priceput și e veche. Că asta nu se vede azi. Se face așa ceva. Opa. Așa ceva? Hai, mama. Nu se poate. Uită-te tu ce la oameni ăștia. Vai. Astea, hai, că mai găsim și pe la noi. Dar... Iau-te candelabru. Candelabru ăla, ăla mare este... Și tablou din spate. Uite-te tu. Putem să trecem mâine dacă vrem să râdem un pic de noi, că îți dai seama ce scoruri au. Dar așa de amoroarte. Cum zice mama, ca să luăm câte ceva, pâine, apă, lămâi, grefe, nu știu, acolo, mandarine, nu știu ce Dumnezeu îi adună. M-a plouat un piculeț, mai mult grănița decât pe mine, pentru că am avut umbrele în dotare. Dar asta e ultima oferire, deci după ce terminăm aici, ajung acasă, probabil o baie, mai stau de vorbă cu voi și caput de azi. Am găsit aici o statuie foarte simpatică la care a insistat mama să-și facă poze neapărat și eu nu mi-am dat seama, dar are dreptate, ea chiar s-a prins. Deci este Columbo, măi, fetelor și băieților, Columbo e! Uite, are trabucul și fața, dacă vă uitați,
uitându-mă apoi la cățel, mi-am dat seama că este vorba de un episod în care chiar am văzut chestia asta. Deci foarte tare. Ia uite, Art Deco. O intrare în clădire care e 100% Art Deco. Și foarte multe magazine de antichități în zona asta în care suntem noi. Nu știu dacă ați văzut, dar mult antic, antic, antic. Am acest outfit de excepție în două piese împrumutate la băieți pe care trebuie să vi-l arăt înainte de a începe să mă demachiez și după aia culcarea totală, dar am considerat că nu era de ratat. Mi-am luat și eu pijamalele mele de acasă, le-am luat pe alea pufoase, flaușate de la Pepco, m-am gândit eu că o să fie beton, să le port în dimineața de Crăciun, m-am nebunie și extaz, numai bine că e foarte cald aici și leșin cu alea pe mine, deci vă dați seama cât e de cald dacă mi-e cald. Prin urmare, m-am cârpit cu ce am găsit pe la fratele meu, pe la individ, și mă vedeți în acest minunat hal, mă prezint în fața voastră. Așadar, m-am baricadat acum un pic în baie, doar cât să mă demachiez și eu să-mi fac toaleta, igiena, toate cele, să mă spăl pe dinți, să mă pregătesc pentru culcat, nu pentru ziua de mâine neapărat. În cazul în care vedeți aici niște leucoplați, să știți că unghia aia s-a rupt din carne cu totul, deci se învarsă cu ea și, mă rog, am încercat să... nimic. Să previn o rupere și mai accentuată, nu neapărat că se mai poate salva ceva, dar mă doare de dinzul de capul de pereți în momentul în care trag de ea, așa că defilez în felul ăsta și da, urmează să fac toate astea, după care direct la somn mă voi duce. Voiam să mai spun că, unu, Budapesta superbă, atât cât am văzut acum noaptea, luminițele splendide, chiar dacă a plouat, chiar dacă nu este o temperatură ideală, dar nici frig nu pot să zic că mi-a fost, nu ninge, n-a bătut vântul, atâta tot că a fost ploaia aia, dar chiar nu mă plâng. Deci mi-a plăcut super mult în seara asta, atât cât am reușit să ne plimbăm, iar mâine cu siguranță ar trebui să avem activități mai intense. Am de gând să mă trezesc de vreme, să fac așa un plan, să vedem, să discut și cu ei, să vedem cam ce ar putea să facem, dar în esență am multe idei în minte, doar vremea să țină cu noi că de făcut și de văzut avem ce face și ce vedea. O, vă zic noapte bună, somn ușor, este plăcută deocamdată și ne vedem mâine cu vlogmasul numărul 22. Mai sunt 3 și încheie vlogmasul pe 2019. Noapte bună! When it's Christmas time, I light up a fire, gather friends and family. Have a bite to eat and some Christmas sweets. Chilling out and watch TV. Wrapping up the gifts with my fingertips. Making up some fancy rhymes. Just got something fun for my special one. But my love don't cost a dime. Waiting for Santa to come. He'll be knocking on my door. Treat the old and the young. I hear sleigh bells. I'm not one of them, the three wisest men, but I got an open heart. Thank you.